Prima etapă a înscrierilor la clasa pregătitoare a luat sfârșit pe 18 martie. Părinții care nu au apucat să-și înscrie copiii la școală o pot face în cea de-a doua sesiune programată pentru 30 martie, 8 aprilie. Chiar dacă perioada de evaluare psihosomatică a preșcolarilor a luat sfârșit pe 16 martie, părinții care nu s-au încadrat în termen mai au o șansă. Testarea psihosomatică se referă la elevii care împlinesc vârsta de 6 ani după 31 august. Anul acesta s-a încheiat calendarul evaluării psihosomatice pentru acești copii, însă aceasta nu înseamnă că noi nu realizăm evaluări în continuare până la 31 august, deoarece există părinți care au fost mai puțin informați, alții care au ignorat această evaluare, alții care au fost plecați în străinătate și nu au știut că trebuie să vină cu copiii la evaluarea psihosomatică. Din totalitatea preșcolarilor testați în județul Olt, 31 nu sunt apți pentru clasa pregătitoare. Din discuțiile cu copilul, psihologul își dă seama dacă micuțul este pregătit pentru școală. Acesta urmărește nivelul de vorbire al preșcolarului, dacă știe diferența dintre literă și cuvânt sau dacă distinge cifrele de litere. În prima etapă au fost evaluați 600 de preșcolari, dintre aceștia numai 31 au primit orientare pentru grupa mare. Da, în marea majoritate sunt pregătiți pentru a face față activității și solicitărilor de tip școlar. Ceilalți care au fost orientați către grupa mare sunt copii care nu au frecventat grădinița și ca atare ei nu au achizițiile de bază. Părinții care vor să-și ducă micuții la clasa pregătitoare și nu i-au testat psihosomatic o pot face în zilele lucrătoare între orele 8 și 16. Evaluarea se face de psihologii Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt în cele 6 cabinete de pe raza județului.